Bună seara, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag, Zidana cu voi. Așa. Bună, 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 așa, deja suntem aproape 50 de persoane, hai câte o inimioară. Trebuia să ies că live-ul îl pun pe YouTube și să nu încurcăm live-ul care îl facem noi tratamente cu răspunsurile noastre, da? Bună seara la toată lumea! Bună seara, suntem mulțișori deja. Așa. Așa, bună, 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 bună seara, bună seara, bună seara, Gabriela, bună seara, Stefanie, bună seara, Maria, bună seara la toată lumea. Clar că eu sunt aici ca să vă răspund la câteva întrebări a voastre care vă interesați și care nu v-am răspuns, da? Astăzi am făcut cu voi două live-uri pentru cine deja mă cunoaște, da? Un live foarte bun pentru dureri de oase, Anuș, că mulțumesc, mă bucur că ești aici. Am făcut un live foarte bun pentru diabetă, dar dacă voi aveți ceva răspunsuri, cum eu vă răspund, da? Așa, bună, bună la toată lumea. Așa. Câte o inimioară, da? Hai cu prima întrebare, da? Zidana, ce se întâmplă? Sau ce putem lua când pielea noastră este foarte uscată, da? Și se macină sau este des, se întâmplă că noi avem mătreață în cap. Deși noi avem așa situație sau așa probleme. În primul rând este lipsa de apă. Când persoana, când corpul nu are apă suficientă. Noi știm că suntem oameni maturi, dar noi nu înțelegem că apa este foarte bună și foarte sănătoasă. Pentru corpul nostru sunt foarte multe persoane care nici măcar un pahar de apă nu bei, nici nu-ți dau seama cât este de rău. Când tu ai piele uscată, unghii măcinate sau pielea, deci crăpacioasă, așa se numește crăpacioasă, da? Sau mătreață în cap sau bubi în cap sau coșuri, asta este lipsa de apă. Pentru așa ceva, noi trebuie să adăugăm în raționul nostru zi de zi numai decât apa. Cât apă? 1,5 litri. Când noi vorbim de apă, este ori apă, apă cu lămâie sau ceaiuri din ierburi, dar nici ca acum nu este cola, nici ca acum nu este Fanta, Sprite-uri sau Red Bull sau alte tipuri de băuturi. Da? Și știu foarte bine și foarte mult că sunt multe persoane. Păi Zidana, eu beau. Deci, cola 2 litri sau Fanta 2 litri, tot atâta este, nu, sunt lucruri diferite. Fiindcă cola, chiar să bei tu 2 litri pe zi, da, multă lume o iubește, să luăm la drept și eu, mai beau din când în când, dacă este o băutură ca un drog, dar ea are foarte mult zahăr și de la ea crește zahărul în sânge și noi facem diabet. Să știți, și asta este testat după noi corpul. Deci un pahar de cola are 2-3 linguri de zahăr. Da, foarte corect. Deci nu comparăm cola cu apa care noi trebuie să o bem dacă noi avem pielea uscată sau dacă noi avem mătreață. Dacă tu nu iubești apa, ok, atunci poți să faci un ceai sau sticluța magică. Pe canalul meu de YouTube este cum este sticluța magică. Adică într-un litru jumate, numai decât trebuie să fie 1,5 litri de apă, îți pui jumate de portocală crudă. Eu vorbesc de apă din butelii sau apă de la fântână. Sau punem o jumate de măr, câteva semințe de chia, putem spune minte rece, putem spune chiar o frunză de aloi și o bem. Asta este sticluța magică. Sau poți bea 1,5 litri de ceișoare ca ceai din gâlbinele sau ceai de romăniță sau ceai de busuioc sau poți să le amesteci. Da, asta este foarte bun ca să te ajute la piele. Fiindcă e mai bine când e pielea grasă decât pielea este uscată, dacă este vorba de piele uscată, da? Sau dacă este vorba de sănătatea pielii, da? Așa, este foarte bine pentru piele dacă noi avem pielea deteriorată, să luăm colagen. Așa, colagen sunt foarte multe, se vând foarte multe situații, dar tu poți face chiar și colagen în casă din picioare de vită sau din pește sau din oase de pește. Îl faci tu singurică
Deci în caz tocmai de asta, dacă ai pielea, deci foarte uscată, căderea părului sau ești foarte umflată, deci la față sau la tine, că sunt persoane care au față excesul de apă, da, umflat și noi avem un risc că așa, când ne uităm prima dată, cum voi vă uitați la mine, dacă la persoana este pielea umflată sau tenul, înseamnă că ea consumă alcool. Dar nu este adevărat, dar asta este lipsă de apă, organismul nu are. Și deci se oprește toată infecția sub piele, dar noi pentru însă acum o scoatem, clar, o scoatem băgând apă, să știți. Se ajută foarte bine. Chiar și la acne, chiar și la fața umflată, chiar și la mânuțele umflate, chiar și dacă consumi alcool sau s-a întâmplat din așa, ai consumat cu 2-3 pahare mai mult ca în altă zi. Deci când persoana nu este de a lua mult alcool, la două zi tot eu scolc și cu fața umflată sau cu mânuțele, deci umflate, da? Asta este lipsa de apă. Că noi când începem a bea apă, automat toată infecția, murdăria din corpul nostru iese și automat să avem o piele frumoasă, un ten frumos, da? Deci să avem celulită, fiindcă asta tot este foarte important pentru noi femeile, da? Ca să crească părul cât mai frumos, ca să nu cadă, da? Ca să nu avem dureri de stomac, da? Bună seara la toată lumea, vă rog să-mi distribuiți live-ul și câte o inimioară. Deci, din căsuța voastră în căsuța noastră, da? Așa. Multă întrebare și acum cineva mă scrie, da? Ce să facem cu oboseala? Că noi, într-adevăr, foarte tare ne obosim. Așa. Oboseala, da, într-adevăr, când noi muncim sau avem un serviciu, că noi muncim dimineață până seara, da, ajungem seara, noi nici nu ne mai este a face nici mâncare, nici să ne odihnim, nici nu vrem nimic, ne doare cap, ne doare tot corp. Ce facem pentru așa ceva? În primul rând, toată timpul de zi care tu îl petrești sau lucrezi, stărui ca să ai 3 mese regulate, mai multe salate, legume, da, fiindcă sunt foarte multe mâncăruri care te obosești, de exemplu ca fast food-ul, de exemplu ca apa cu gază, de exemplu ca excesul de zahăr, Laris, mulțumesc frumos, pășor. Da, sunt foarte multe mâncări, este foarte important să știm și încălțăminte portăm. Dacă noi ne obosim, trebuie să avem tenis, da? Sau încălțăminte, adidas, care, într-adevăr, nu ne obosește picioarele. Acum sunt foarte multe tipuri de încălțăminte ortopedici. Asta e unul la mână, da? Fiindcă dacă noi avem un lucru foarte obositor, în primul rând trebuie să alegem un încălțăminte bun, un încălțăminte confortabil. Așa, da? Și mai este, se mai întâmplă chestii că dacă ești foarte obosit, atunci nici noaptea nu poți dormi, da? Fiindcă corpul este supraobosit. Ce faci în felul acesta când nu poți dormi, ești foarte obosit? În primul rând, îți faci în cadă de baie, îți pui un kilogram de sare și o cutie mare de bicarbonat de sodiu sau sodă de mâncare. Și îți pui în vană și îți stai 10 minute. Sunt foarte bine ca să te ungi în cap cu uleiuri biblice. Care uleiuri? Ulei de arbore de ceai, ulei de lavanda, ulei de... este foarte bine să pui ulei de mentă, da, izmă, sau ulei de busuioc, uleiuri biblice. Sunt foarte multe acum uleiuri biblice care, într-adevăr, te ajută dacă scapi de oboseală și ca să adormi mai mult. Stau foarte mult în picioare, da, dar trebuie să alegi, Lucica, Anușca, mulțumesc, Lucica, trebuie să alegi, în primul rând, un încălțăminte confortabil, că de la încălțăminte foarte des să obosești picioarele, foarte, da? Dar sara, stăruți și fă-ți o căduță cu apșoară călduță, da? Sau chiar dacă tu nu ai posibilitate să ai cadă, da? Cum există lume fără cadă, adică vană, da? În baie îți pui într-un vas apșoară călduță, și stai cu picioarele acolo, da? Până când tu poți, da? Așa, da? Sau masaj la picioare. Masaj se numește foarte bun. Masaj este bun cu ceară de albini, da? Masaj cu miere, miere de albini. La fel îți faci un masaj și îți învălești puțin picioarele, apoi ți le clătești în apă călduță, dacă noi vorbim de oboseală, da? Am un picior amorțit zilnic și simt că e rece foarte tare. Asta este deja circulația sanguină
reasă, este lipsă de fier, ca să înțelegi, este atrofiat, mușchi atrofiat. Ar fi bine ca să încerci să faci gimnastică, ori să mergi mai mult. Așa, dacă ești în spus, dar noi toată ziua în picioare stau, asta nu are nimic. Fiindcă noi când stăm în picioare e o chestie, dar când noi mergem, deci este altă chestie. Dacă noi facem gimnastică, de exemplu, 2, 3, începe la 500 de metri, da? Mâine îți faci un kilometru, un kilometru jumate, poți ajunge chiar pe zi la 10 km, fiindcă asta începe automat, ca să nu îmbipi cu injecție sau alte chestii, pentru că dacă te doare picioare, noi suntem învățați răbdi să facem, să fugim la farmacii, ne luăm injecție și îmi pune ca să întreacă. Dar sunt foarte multe metode fără de a lua injecție, fiindcă injecțiile fac rău la ficat, știți, sau chiar antibiotice. Încearcă, dacă ai piciorul amorțit, să stai cu picioarele în apă călduți cu urzică. Chiar să bei ceai de urzică, este foarte bun, are fier, da? Dar cel mai bun pentru, deci, să nu ai piciorul amorțit, să fie rece, fă gimnastică, chiar dacă nu ai posibilitate. Dar, de exemplu, acum este târziu noapte, dar vă rog cu inimioară, că suntem foarte mulți, dragii mei prieteni. Dacă nu avem posibilitate, da, să mergem cu noaptea, sau, mă rog, multe persoane are bandă, electric face pe bandă, da, dar sunt persoane care nu au posibilitate, atunci să ai în casă, în coardă, tot funcționează foarte bine, măcar cât pot, măcar azi 5, peste o oră iară 5, peste o oră iară 10, că ajută foarte bine, fiindcă tu ajuți ca să dezvoltă iar acel nerv înghețat, da, ca să înțelegi că când ai piciorul rău. Vă mulțumesc frumos pentru sfaturi, să fiți sănătoasă, da? Bună seara la toată lumea, vă mulțumesc pentru inimioară, vă mulțumesc pentru cadou și mergem mai departe cu următoarele, deci, întrebări care ni le dați voi, eu vă le răspund cu mare drag, da? Așa, întrebare foarte des, da? Dumnezeu să cuvinteze, mulțumesc frumos, da? Zidana, am dureri de burtă. Așa, dacă noi vorbim de o domnișoară sau de doamnă, asta este dureri menstruale și ar fi bine ca să iei, da? În primul și în primul rând, la așa probleme care o au femeile și des se întâmplă, câteodată le doare și piept, câteodată le doare și cap, câteodată și spatele, câteodată și rinichi, da? Este foarte bine de a face masaj. Masaj la burtic, masaj la spate, da? Dar tinctura de lăcrimioare și tinctura de bujori ajută foarte bine. Eu am făcut pe canalul meu de YouTube și bei 5 picături într-un pahar de apă. Dar, încă una, da? Dacă noi vorbim de o durere mai profundă, clar că și trebuie să mergi la medic ca să vezi ce se întâmplă, da? Sau o durere insuportabilă, da? Sau mai se întâmplă astfel de chestii că avem dureri de cap, dar noi confundăm dureri de cap cu dureri menstruale. Dureri de cap, astea sunt de la migrenă, de la oboseală sau alt tip, de la urechi, poate te doaie cap, de la o masea, poate te doaie cap și noi, deci, încorcăm. Sunt lucruri diferite. Rodica, dar eu am dureri de cap foarte tare. Da, Rodica, dar trebuie să înțelegi, să vezi de la ce ai dureri de cap. Dar poate fi de la lucru, poate fi de la gălăgii, poate fi de la oboseală, poate fi de la ficat, da? Că dacă ai hepatită sau ai cauceroză sau altă problemă cu ficatul, da, la fel, sau dacă ai dureri de cap când nu mai ai menstruația, deja asta este o infecție, da? Fiindcă așa este corpul tău construit ca să fie la drept, ar fi bine și trebuie să faci, da? Numai decât să iei tinctură de bujori, ajută foarte, foarte bine. Sau, timpul cât ai chestia, să iei ceișoare de ierburi ca să-ți liniștească durerile de cap. Sau, cel mai simplu, cel mai bun, să ai câteva uleiuri biblice care să te ungi în cap și să faci masaj autocton. Ai unți pe degețele, uleiuri biblice, de exemplu, ulei de arbor de ceai, sau ulei de smir, sau ulei de eucalipt, sau ulei de, hai să zicem, ulei de busuioc, tot este foarte bun. Te-ai uns și ai făcut, deci, masaj, da? La cap, după cap, după urechi, întotdeauna încearcă din dreapta în stânga. De 20 de ori, apoi în cap și tot așa. Așa
tratament sau așa masaj, care se numește masajul autohton, el ajută foarte bine și la tensiune, pentru persoane cine au tensiunea sau mare sau joasă, da? Știți destul de bine cine are tensiunea mărită, se mai numește, dar tot la fel ajută masajurile cu uleiuri biblice, da? Dar la tensiune mărită trebuie să fim atent cu culoarea roșie, adică roșii, sfeclă roșii, mere roșii, toate fructele și legume care fac parte din culoarea roșie, care flavonoide și ridică tensiunea. Dacă știi că ai tensiune mărită, scoți sfecla roșie și culoarea roșie, da? Mai mult culoarea verde, galben, oranj sau alte tipuri de culori, da? Dar de unde le pot găsi uleiuri? Acum să vă îndordic aromă. Hai să mă scrii în privat pe WhatsApp. Numărul meu îl găsești chiar și pe canalul meu din YouTube și chiar și pe pagina mea în bucătărie la Zidana Ozacma și eu îți spun de unde este ghicel ieftin și bunic. Că acum sunt foarte multe lume că scumpere diferite uleiuri de eucalipt, de salvi, care de tămâi care dau un pumn de bani și nici nu sunt deci uleiuri naturale sau sunt uleiuri contrafăcut, da, mai există și așa, mai există încă cum, da, fiindcă uleiurile de eucalipt, uleiurile biblice trebuie să aibă un miros puternic, dacă nu au miros, știți că sunt contrafăcut și noi câteodată alegem un ulei mai ieftin, dar nu ne dăm seama că el este contrafăcut, da. Anușca, spune-mi, vă rog, ceva pentru unghii, măi, asta este lipsa de fier, Anușca, ar fi bine ca să iei fier, da? Sau ar fi bine chiar de două ori pe an să iei spirulină. Îi ajută foarte bine la deci unghi, dar asta este de la ficat, știi că asta este lipsa de calciu și de fier în organism, da? Calciu ar fi foarte bine dacă să iei niște calciu, dacă să luăm de niște colagen, dar cel mai bun ca să luăm la drept eu socot, da? Fiindcă noi avem posibilitatea asta, foarte multă lume mănâncă ouă de casă sau ouă de prăpăliță, da? Au foarte mult calci, la risca, mulțumesc frumos! Să știți că ouăle de prăpăliță le usuci, ca ouăle de găină, ele numeroase le speli mai întâi, da? Și le dai pe un brand și ei câte o linguriță, asta este calciu natural. Mă rog, dacă tu nu vrei, îți cumperi calciu din magazin care costă bani și și cu siguranță poți să-l iei o lună de zile, da? Dacă ai unghiile, deci slăbuță, cu siguranță asta este de la oasă, fiindcă unghiile tot sunt oasă, da? Așa, așa. Încă mai departe, da? Pentru ficatul gras, Anușca, mulțumesc. Pentru ficatul gras, pentru ficatul gras sunt foarte multe ceaiuri, de-ar fi bine să-l iei. Dar pentru ficatul gras ar fi perfect să iei 1,5 litri de ceaiuri pe zi. Da, noi vorbim de ficatul gras. Noi nu încurcăm hepatita, A, B, C sau ciroza la ficat. Sunt lucruri sau chiar cancer la ficat. Sunt lucruri diferite, da? Noi vorbim de ficatul gras. Ficatul gras, în primul rând, trebuie să vezi câte kilograme ai, fiindcă multe persoane încurcă. Dacă nu avem ficatul gras, asta sunt kilogramele în plus de la mâncare. Ficatul gras nu are cum să fie de la stres, da? Îi de la mâncare, în primul și în primul rând, da? De la pâine albă, de la zahăr, prăjituri, foarte multe mâncare care este prăjit în ulei, da? Sau care foarte mult este mâncare de fast food, maioneze sau alte tipuri de soiuri, da? Sosuri, așa. La ficatul gras numai decât trebuie să faci un tratament pe timp de o lună de zile, numai ca să ajuți toate țesuturile la ficat, ca scoieți ficatul, ca scoieți sângele ficatul, este legat foarte mult cu sângele, da? Pot înlocui anticoagulant cu usturoiul. De ce? De ce alege asta să schimbi? Doar usturoiul este un condiment atât de bun, atât de sănătos, atât de natural, deși te încurc ca să iei tratament, medicamente ca usturoiul. Deși orică ai mulți bani, orică nu iubești usturoiul, dar usturoiul știi că este foarte sănătos, da? Bună seara! Bună seara! Vă salut din Germania, salut din România, salut, da? Bună, bună la toată lumea, da? Hai să vorbim încă pe temă care mi s-a dat întrebarea tot cineva din voi. Mă stăresc într-un cam cât pot eu, măcar 10-20 de minute, dar întotdeauna să vă răspund la
Dar Silvia nu are rost cu ele, fiindcă eu nu intru cu nimeni în bat, vă spun deodată, da? Și nu are rost că eu nu primesc pe nimeni. Hai să vorbim de o bolă care o are foarte mult femei, dar o are și foarte mult, deci, bărbații, depresia. Ce înseamnă depresia, ce se numește boala secolului, da? Depresia deseori, deci sunt foarte oameni curajos care au curajul de a spune că au avut odată și odată depresie, dar dacă sunt la drept, toată lumea a avut odată în viața lor depresie. Ce se întâmplă și de la ce se iei depresia? Poate să iei de la o spaimă, poate să iei de la o frică depresia, depresia poate să iei de la lipsa de bani, de la datorii mari sau deseori noi, mamele sau părinții, avem depresie din partea la copii, când copiii noștri nu sunt aranjați pe calea lor, când copiii lor au o problemă mai diferită în viață, da? Sau dacă noi avem o boală foarte acută, putem să avem ca cancerul, putem să avem ca diabet sau alte tipuri de boli care afectează și depresia, da, la depresie. Dacă sunt la drept, se mai numește deseori corpul negru. Atunci, apoi, nu te interesează când ești într-o depresie acută, nu te interesează absolut nimic ce se întâmplă cu tine. Și se întâmplă cu corpul tău automat. Se începe o cădere de păr, da, este la sistem nervos, este la depresie, automat poți să te îngrași foarte tare sau poți să slăbești foarte tare, că multe femei să găsesc alinare în mâncare și încep a păpa chiar nici nu-ți dau seama și ajung, poți să ajung și la 140 la 150 de kilograme. Asta este tot ca o depresie. Să mai există depresie când mămicile nasc pentru prima dată, că nu știi cum să, deci spoarte, da, cu copiilor, mai există și așa ceva, da? Există depresie când, deci noi avem probleme cu lucru sau când noi trăim cu cineva în casă, de exemplu, când noi nu ne împăcăm, soț, soție, cupuri, da, eu am în vedere, da? Există. Depresia poate să-i dai cap foarte tare. Depresia nu mai ai chef de viață, nu vrei să cauți de tine, adică să te îmbraci frumos. Depresia, poți nu mai ai grijă de tine. Depresia, poți să-ți găsești alinare în băutură sau în țigări sau în droguri. Da, există așa ceva. Depresia, poți să ai așa o depresie ca să închizi ușa și nu vrei să vorbești cu nimeni, absolut nu răspunzi la telefon, dar cum ai intra într-un alcoolism în timp și nu vrei să vezi pe nimeni, da? Sunt foarte multe tipuri de depresie, da? Dar întrebarea este deja de la ce noi știm singurii fiecare cu situația lui. Dar întrebarea este, ea se lecuiește? Da. Dacă să luăm la drept, ea se lecuiește foarte bine. Numai că aici este nevoie câteodată sau din un medic, un doctor psihosomat sau un doctor, un psiholog foarte, foarte bun, da? Sau depresia se lecuiește foarte bine când ai o persoană dragă în casă și te iubești cu adevărat. Credeți-mă că dacă ai o persoană în casă și vă iubești cu toată dragostea, nici psiholog, nici psihosomat, nimic nu-ți ajută, da? Îți ajută persoanele care au grijă de tine și o fac chestia asta cu dragoste, da? Cu alinare, cu încurajare, asta este foarte important, da? Fiindcă noi când avem o persoană dragă nouă, că este cum să mă comport că, de exemplu, băietul meu are depresie. Știu precis că aici în life există așa persoane sau fata mea are depresie sau soțul meu are depresie, da? Sau am ajuns că avem o boală, da? O situație, un cancer și automat corpul sau omul sau persoana într-o depresie. Este posibil? Da, este posibil. Cum să ne comportăm? Cu dragoste, cu răbdare, cu înțelegere, cu încurajare. Încurajarea și cu dragostea este foarte important. Să știți că pe primul loc este dragostea față de om, cum o ai tu. Dacă tu ai dragoste, cu siguranță, crede-mă, treci peste tot, da? Depresia poate fi de la datorii, da, poate fi și de la datorii. Depresia când noi avem credit la bancă și nu știm cum să le dăm și nu putem dormi noapte, dar asta este un început de depresie. Dar totuși, deci dacă noi punem căpșorul nostru în mișcare, creierul nostru în mișcare,
ca să vedem cum putem rezolva situația. Întotdeauna noi suntem atât de deștept în conștientul nostru, da? Să știți că noi găsim ieșirea din situație, cum să treci peste depresie. Treșim. Numai dacă noi vrem și dacă înaintea noastră sau după noi sunt oameni care nouă ne drag, copii, părinți, fiindcă noi avem toți copii, da? Care, mă rog, sunt persoane care, care nici nu au copii, dar au depresie. Tot este o problemă și trebuie să vezi de la ce este, deci, depresia asta. Dar depresia se lecuiește foarte des cu tratamente, da? Uleiuri biblice sunt foarte buni, mai ales o hrană pentru creier, ca tu să-ți revii, da? Da, foarte multe persoane iau antidepresante și sunt nevoi că dacă ai depresie poți sta și pe 2 ani de zile pe pastile, pe comprimante, da? Cu siguranță, deci, poți să faci tratament, te ajută foarte bine, numai că tu trebuie să vrei, trebuie să înțelegi. Dacă persoana nu vrea, noi nu avem drept să intrăm în teritoria lui ca să rezolvăm problema sângului. Nu. Dacă persoana vrea, da, eu vreau să mă lecuiesc de depresie, pe mine m-a saturat, eu vreau să o alung. Ok, atunci o alungăm cu ajutorul la un psiholog, clar că vă ajut, cu mare drag, Anușca, mulțumesc și cu siguranță mergem înainte și facem tratament. Dar dacă persoana nu interesează nimic și nici nu vrea nici măcar în terapie, ce înseamnă terapie, de a vorbi cu un psiholog bun. Și te ajută. Credeți-mă că sunt foarte multe persoane care au scăpat de depresie. Da, depresia între bărbații foarte mult, mai ales când, când se divorță, da? Când au divorț sau când se întâmplă în cuplu situații care nu știu să fac o greșeală. Credeți-mă, sunt foarte mulți bărbați ca și femei care fac greșeli și câteodată nici nu ne dăm seama, da? Că noi o facem și când noi suntem prinși cu așa ceva, la noi este o spaimă și automat putem să intrăm într-o depresie, da? Bună seara, bună seara la toată lumea, bună, 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 bună. Așa, hai câte o inimioară din partea voastră, vă rog frumos din suflet și câte o distribuire. Pentru unghi slabi, vă rog, ce frumos, Elena, da, Elena, poți stai să le ungi cu iod, poți stai cu apșoară caldă în sare, da, în sare grunjoasă care tu faci mâncare, dar și uleiurile biblice ca ulei de eucalipt sau ulei din rozmarin este bun pentru unghi, da? Bună seara, doamna Zina, de unde pot cumpăra cuișoare? Vă și întrebare. Cuișoare se vând în orice magazin. Cuișoare, dar este un condiment pentru carne, pentru pește, ca lămâie, da? Unde, între în orice magazin, unde vezi, de exemplu, tu ești în România, da? Eu nu știu unde ești, intră la Kaufland. Acolo unde este condiment pentru carne, acolo este imbir măcinat, acolo este scorțișoară, acolo este cuișoară, acolo este cacao. Un orice magazin și ele costă bănuți, deci sunt foarte, foarte ieftine, da? Bună seara, bună, bună la toată lumea! Depresia poți fi când te despărțești de iubit, da, puișor, poți fi depresia când te despărțești de iubit, fiindcă ți-a fost un timp bine, dar câteodată ai avut și probleme și ceartă, dar asta este o deprindere, da? Dar tu trebuie să înțelegi și înseamnă, este deprindere ori dragoste, sunt lucruri diferite, da? Da, poate fi o depresie și mai mult, dar tu trebuie să înțelegi. Vrei să trăiești, îl iubești, îl cauți, ori mergi înainte, ori când el te bate, când el nu are grijă de tine, când el este zgârcit, când el este egoist și înțelegi. Ori vrei, ori nu vrei, da? Așa este de a vedea, de a vedea ce vrei tu, tu cum ne-ai dat, tu ai o viață. Trebuie să fii fericită, tu trebuie să fii iubită, trebuie să fii respectată. Noi femeile toate astea vrem așa cum vor și bărbații, da? Și ce înseamnă iubire? Când te iubești, când aștepți bărbatul acasă, chiar dacă tu nu ai mâncare sau ai astăzi așa o situație că nu ai chiar pâine pus pe masă, ok, nu mâncăm, bem apă, dar noi ne iubim. Asta este foarte puternic. Bine, mâine să avem mâncare, dar dacă nu vorbim noi de chestii asta, că nu mai ajungem, ca să nu avem și condiții și unde când trăim noi acum, că avem de toate, da? Deci, întotdeauna, dragostea este de a te iubi, de a iubi, de a-ți face o familie. Și asta este un lucru puternic, da? Ok, poate fi, da, poate fi și depresia când la multe mămici se întâmplă
când mai moș copii sau când au născut copii, dar asta este o prenatal, da, o depresie, ea e pe urmă trece, nu să atât de mult. Da, clar că ea este în capul nostru, în conștientul nostru sau subconștientul nostru, dar mulțumesc, Larisa, dar cu timp trece. Da, Larisa, mulțumesc frumos, hai câte o inimioară, câte o inimioară, așa, ca să vedem și întrebări mai avem eu astăzi de la Vaneta, mulțumesc frumos, da? Așa, Zidana, pentru dureri de urechi și este bun. Așa, pentru dureri de urechi este foarte, foarte bun uleiul de tămâi. Costea, mulțumesc frumos, uleiul de tămâi, uleiul de smirnă, el este și pentru dureri de cap, el este și pentru sinuzită. Deci uleiul de tămâi, uleiurile care eu vorbesc de uleiuri biblice, toată lumea trebuie să le aibă, ele sunt buni și pentru copii, ele sunt buni și pentru bărbați, ele sunt buni și pentru deci unghii bolnave sau chiar o durere de spate sau chiar o durere de o articulație sau un genunchi, ele sunt foarte bune. Primul și în primul caz, noi persoanele trebuie numai decât să avem uleiuri, că ele sunt bune absolut la toate. Când noi vorbim de uleiuri biblice, când noi vorbim de uleiuri care într-adevăr sunt foarte bune, da, pentru sănătatea noastră, chiar ele sunt bune și pentru sinuzită, da? Bună seara, bună seara Nica, bună seara toată lumea, deci eu am vorbit pentru depresie, că cineva m-a întrebat, da, subțierea sângele apând gastrit, tu întâi trebuie să lecuiești gastrita la stomac, să faci o deparazitare ca să nu ai rană la stomac, apoi cu siguranță ți-ai o dietă, dieta este foarte importantă, Lenuța, mulțumesc, și eu, Carmelia, Vasile, te iubesc, așa, da? Și dacă tu ai să faci pentru gastrit, tu nu poți face întâi pentru subțierea sângelui. Pentru subțierea sângelui asta este colesterolul mare, ca să înțelegi, da? În sânge tu ai multă grăsime în sânge și asta, dacă tu n-ai să faci un tratament, asta automat să-ți dai complicații la ficat. Și la ficat. Dar dacă tu dai voie să îmbolnăvești ficatul, asta este foarte grav, foarte. Există polită, ciroză sau alte tipuri de boli. Dar bună seara la toată lumea! Bună, bună, bună! Bună, dragii mei prieteni, da? Când am tensiune mică, încearcă și mănâncă ciocolată naturală de 82% sau de 97% sau chiar să bei o cafeluță, încearcă, fiindcă ele ajută foarte bine, da? E mai bine când ai tensiunea mică decât tensiunea mare, da? E mai repede o ridici, da? Ceva de slăbit, vă rog, Lenuța, mulțumesc frumos, da? Ceva de slăbit. Când vorbim de slăbit, dragii mei, vă rog, dați întrebarea corect, fiindcă când întrebi ceva de slăbit, de exemplu, eu am așa multe cazuri, când mă sună o doamnă și eu vreau să ajut fetița mea să slăbească. Bună ziua, bună ziua! Câți ani are fetița? 52 de ani. Da. Și câte kilograme? Are 140 kilograme. Nu, noi trebuie să dăm întrebarea corectă, am atâta. Atâția ani am, un metru și am atâtea kilograme, cât eu trebuie slăbesc și dacă eu trebuie slăbesc. Sunt cazuri, foarte multe cazuri, pe mine mă sună în fiecare zi, dar n-am ajut să slăbești, cât kilograme ai? Am 1,70-50 kilograme, asta este minus 20 kilograme, asta deja este numit anorexia, dar persoana nu înțelege. Fiindcă anorexia există, că te uiți în oglindă și tu ai 50 kilograme, minus 20, ți pare că este mai multe kilograme în plus. Și tocmai de atâta, noi de aia trebuie să înțelegem, să dăm întrebarea corectă, să vedem de la ce începem. Asta este în primul rând, da? De la diabet. Diabetul nu se moștenește. Asta este o minciună, să luăm la drept, da? Diabetul este de la mâncarea grasă, de la stres, de la nevoz, de la apă gazoasă, de la bere, da? De la mâncarea nesănătoasă. Sau diabetul este, cel mai mult este de la apă cu gaz. De ce? Eu vă explic. Fiindcă noi când bem apă cu gaz, noi nici nu ne dăm seama, da? Sunt foarte multe lume care beau apă cu gaz. Apă, pur și simplu, gaz. Nu vorbim de cola sau nu vorbim de fanta. Dar aceasta apă cu gază, care este ninaturală, noi iubim și sunt multe persoane care poate bea și 2 litri pe zi, fiindcă o iubesc, da, și mai ales când iese gaz și înapoi, nu îmi place corpul nostru să se simte bine, da? Dar noi nu înțelegem că
apa cu gază, deci mărești stomacul, mărești colonul, mărești toate organele. Da, și noi facem diabet și noi nu înțelegem chestia asta de la acel gaz care nu este natural. Da? Dar diabeta este mai mult și de la sistemul nervos. Dacă ai avut vreun șoc, dacă suferi cu sistemul nervos sau ai avut vreun stres, sunt mai multe situații. De unde pot găsi o lege de tămâie? Mă scrie în privat și i-am spus de unde să-l cumpere. Este numărul meu pe WhatsApp pentru persoanele care deci vor să vorbească cu mine în privat, cu mare drag, sau sunt chestii că Zidana, mi-e rușine să vorbesc. Ok, este numărul meu. Telegram, Viber, WhatsApp, da? Mare drag. Deci poți mă suni acolo, da? Așa, vreau să vorbesc cu o întrebare care... Bună seara, am o fetiță de 20 ani, 1,69 kg, 1,65 m. Da, nu este mult, fiindcă corpul ei încă se dezvoltă. Până la 25 de ani, încă corpul ei crește. Dar n-ar fi rău să-i faceți o deparazitară, da? Fiindcă copiii acum 89, să zicem copii, că pentru noi sunt copii, da? Iubesc la disa, mulțumesc frumos! Iubesc foarte mult sushi, iubesc pești crud, fast food, da? Și de la mâncarea aceasta poate să aibă paraziți sau heliobacter, da? Caușcoșul și acnei, mă rog, diferite situații se întâmplă, da? Dar n-ar fi bine ca să îngrașă, ne slăbească, dar ar fi bine ca să faceți o deparazitare. Dacă ați face la fetiță o deparazitare bună pe 30 de zile, un tratament bun, cu siguranță regulează tot. Asta este fiindcă de la mâncare, fiind corpul ei crește, dar ea este în crește până la 25 de ani. 40 de ani, 90 de kg cu 1,70 m, ai 20 de kg în plus, măcar 10 trebuie să le dai jos. Bine, nu-ți spun să dai 20, da? Că tot, să ai fix la fix, tot nu putem să ducem viața, să trăim fix în fix, da? Dar măcar 10 kg ar fi bine să le dai jos, o lună de zile. Te-a pus și acum s-au terminat sărbătorile, scoți tot pâinea, tot zahărul, prăjituri, când vorbim de pâine, este vorba de făină, prăjiturile, și îți vezi cât de bine slăbești. Și Lenuța, după ora 3, nu mânca deloc apă, încearcă bea un litru, jumate, 2 litri de apă, de ceauri. Olga, mulțumesc frumos! Ca tu să scoți toată infecția din organism. Dacă nu poți, atunci cu siguranță ar fi bine să iei un tratament pentru deparazitare, că îți te ajută mai repede să te pornești la slăbit. Da? Așa, vă sun în privat? Da, poți să mă suni în privat pe WhatsApp, că dacă mai este vreo problemă de sănătate, ok, atunci este altceva. Noi vorbim de lunță numai de slăbit. Da? Ok. Numai decât trebuie de slăbit, eu am 10 kg în plus. Nu. Nu numai decât de slăbit, dacă tu ai 10 kg, pur și tu te simți bine și atent. Sunt foarte mulți bărbați care iubesc femeile plinuțe, da? Sunt bărbați, sunt obsedați. Deci nu cumva femeia lui să îngrașă 2-3 kg și asta este o ceartă foarte mare în familie, se întâmplă așa ceva. Dar sunt și bărbați care iubesc femeile mai cu forme, da? Cu piept, cu funduleț, cu... mai cu forme, da? Dacă tu te simți bine la kilogramele tale, ok, cu siguranță.